Învierea Domnului în vers și în cântec, salutul creștinilor la Sfintele Paști. Disciplina, religie, cultul ortodox. Clasa, 1. Bine v-am găsit, dragi elevi! Voi știți care este cea mai mare sărbătoare a creștinilor? Da, așa este, învierea Domnului. În clipul de astăzi vom vorbi despre învierea Domnului în vers și în cântec și vom descoperi împreună salutul creștinilor la Sfintele Paști. La o săptămână după Duminica Florilor, în noaptea de Paști, mergem cu emoție la biserică unde participăm cu bucurie alături de cei dragi la slujba învierii Domnului. Voi mergeți la biserică la Paști? Foarte bine! Cum se salută creștinii după ce preotul oferă lumina sfântă? Da, aveți dreptate! Hristos a înviat și răspundem cu... Adevărat înviat. De cine ne amintește salutul pascal? El ne amintește de femeile mironosițe care au primit de la înger vestea învierii Mântuitorului. Cât timp ne salutăm cu Hristos a înviat și răspundem cu adevărat înviat? Salutul pascal este folosit timp de 40 de zile, până la înălțarea Domnului. Prin acest salut, creștinii mărturisesc cu bucurie adevărul învierii Domnului Iisus Hristos. Astăzi, mai mult ca altă dată, salutul pascal implică și o mare responsabilitate. Mărturisind înaintea semenilor că a înviat Hristos, trebuie să și facem dovada că mărturisirea noastră este adevărată. Creștinii păstrează obiceiurile legate de această sărbătoare de primăvară, iar unul dintre aceste obiceiuri este roșitul ouălor. Voi participați la vopsirea ouălor de Paște alături de părinți? Foarte bine! În cele ce urmează, am să vă spun legenda ouălor roșii. În vinerea patimilor Domnului Iisus Hristos a venit în cetatea Ierusalimului o femeie pentru a aduce cuiva un coș cu ouă. Auzind vestea osândirii la moarte prin răstignire, purtând coșul cu ouă, femeia a alergat într-un suflet la Golgota. Ajungând lângă crucea Domnului, din mâinile și picioarele căruia curgeau și roind strop mar de sânge, aceasta și-a așezat coșul cu ouă jos și s-a aruncat la pământ rugându-se și plângând de durere. Când s-a ridicat, ouăle din coșul ei erau toate roșii de sângele care cursese peste ele. A rămas în Ierusalim și în dimineața învierii, femeia spunea tuturor despre ouăle roșii din coșul ei, care erau semnul patimilor pe care Domnul îl lăsase. Cu ochii strălucind de bucurie, ea împărțea tuturor câte un ou, spunându-le, Hristos a înviat! Să reținem! Prin salutul lor, creștinii mărturisesc învierea Domnului Iisus Hristos. La Sfintele Paști, creștinii se salută în felul următor. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ne jucăm și învățăm. Numește anotimpul în care se sărbătorește învierea Domnului Iisus Hristos. Foarte bine, primăvara. Ce schimbări se produc în natură în acest anotimp?
povestește ce face familia ta în noaptea Sfintelor Paști. Depus la suflet. Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar de va muri, va trăi. Webografia imaginilor.